După ce în tur echipa Faniona județului a pierdut cu 3-0 pe teren propriu, FC Botoșani a plecat cu gânduri mari la Mediaș. Cu toate acestea, partida disputată sâmbătă la Mediaș s-a terminat cu un rezultat de egalitate, scor 1-1. Gazdele au dominat startul partidei, iar golul a fost marcat de Alexandru Curtean în minutul 33. Botoșenenii s-au mobilizat după pauză, iar eforturile lor au fost răsplătite în minutul 73, când Atila Hadnaghi a egalat. FC Botoșani se află pe a 7-a poziție cu 8 meciuri câștigate, 4 egaluri și 6 partide pierdute, iar Gazul se află pe locul 9, având un bilanț de 4 victorii, 7 remise și 7 înfrângeri.